Și acum, un alt subiect interesant, tot venit din a noastră parohie, sau hai să vedem, Românie, sau cum vrei să-i spui. Dăm un exemplu, de data aceasta, un preot, protopop, în parohia Sudului din Ploiești. Și începe dintr-o dată. La o enoriașă. Cristina, nu e ușor să fii șef. Știi? Și începe. Păi uitați-vă, în stânga avem biserica nu știu care, Sfântul Spiridon. Mai jos de vale avem biserica catolică, ca să păstreze enoriașii. În această parohie e o mare nebunie. Și să-ți mai și vină să asculte și Denia și Prohodul și colindele de Crăciun în fiecare sâmbătă, duminică, la botez sau mormântare, că e nuntă, e și o desfătare. Și teoretic trebuia să-ți răspundă ceva de genul: e serios? Eu sunt șefă de departament la IT. Întreaga firmă, fără mine, nu există. Și un calculator și un telefon nu există. Știi? Serios, ia spune, povestește-mi și mie că am probleme cu enoriașii. Nu vrei să dejunăm, adică să luăm un prânz împreună, că oricum a mea, doamnă preoteasă, s-a dus pe lumea cealaltă și îmi trebuie o soție pe cinste. Ai fost cea mai cuminte și cea mai frumoasă enoriașă. Aș fi foarte fericit dacă mai luam și pe mine soție și mai învăța și câteva trucuri ca să-mi țin și enoriașii în parohie. La mine și întreaga parohie. Și dacă mi-ai dejunat și mi-ai spălat, aș fi și mai fericit. Că totul pentru mine pe pământ este un iad. Interesant, nu? Cam așa sunt poveștile de viață. Le trăiești o singură dată în viață.